Motivul pe care m-am în fața voastră este că am nevoie de ajutor. Am cu sinceritate nevoie de ajutor și îmi să vă explic imediat ce aici. Ați avut prezentarea mea, ați avut ocazia să puteți la mine și eu voi. Și vreau să vă spun că motivul pentru care am nevoie de ajutor mi este frică să vă spun care este povestea mea adevărată. Prezentarea tău din cadrul exterior și cadrul interior pe care urmează să fii prezent. Nu știu de ce fac asta, dar să sperăm că aflăm până la final. Mă numesc Armand, am o familie grozavă. Și asta este lucrul pe care mă mândresc cel mai tare. Dar de multe ori am simțit că vieții mele lipsește ceva și acel ceva este un lucru. Așa că am să vă spun povestea mea personală. Regăriți-vă. Îmi place să încep cu vârsta de 14 ani pentru că eram în clasa 8-a. Dacă vă aduceți aminte când vă simțeați în clasa 8-a, viața era ușoară, viața era plăcută. Cea mai frumoasă amintire pe care o am e o mică rutină pe care trebuia să o fac, și anume, eram acasă, unde mă așteptam mama. Mă duceam frumos în clasă, eu îmbrățișam pe mama, mă duceam, făceam foarte repede de temele, după care deschideam televizorul și comentam la desene animate, minimax, dacă știi ceva despre ce vorbim aici. După desene animate, mă duceam și mă jucam cu Lego, pentru că Lego era universul meu. Lego era tot ce îmi doream, pentru că era capacitatea, era maximul meu de exprimare, să spun așa. Și atunci am considerat că viața mea atunci era completă. Până într-o zi, când ca orice băiat de 14 ani, m-am dus la școală și m-am îndrăgostit instant de o fată. Cine se resimte, vreau că te ridică mâna în capul ăsta. O chema Laura și motivul pentru care m-am îndrăgostit instant de Laura pentru că avea cel mai frumos zâmbet pe care vă văzut până la vremea aceea. Păi de am început să o purtez pe Laura și să încerc să intri în grație și cu cât făceam asta mai mult, mi-am dat seama că eram un extraterestru. De ce spun extraterestru? Spun extraterestru pentru că am realizat că în foarte scurtă vreme asta se întâmplă la finalul clasei 8-a. Nu numai față de Laura, dar și față de colegii mei, eu trăiam într-o complet altă lume. În lumea mea interioară pe care v-am povestit-o de acasă, eu eram supereroul, mie mi se cuvenea totul. Ei, în lumea reală despre care vorbim acum, în care s-a dat și Laura și colegii mei cu asta Laura atunci, eu eram, să zicem, puțin mai popular decât băiatul care mânca crete, ca să-i se facă rău să se ducă acasă. Și asta a fost o realizare foarte dură pentru mine. Și datorită sau din cauza acestei realizări, am fost atât de mișcat încât deja am putut să mă duc la marketul la seara. Dar am făcut o promisiune. Promisiunea mea a fost că niciodată în viața mea nu am să mă mai simt atât de penibil și insignifiant pe cum am simțit în momentele acelea de a fi de clasa 8-a și am avut și șansă să fac asta. La început de clasa 9-a, dacă își aduce aminte cineva, ai colegi noi. Și atunci când ai colegi, nu ai ocazia să fii cine vrei tu. Și atunci când ai ocazia să fii cine vrei tu și decizi să fii popular, îți pui o mască. Și faci tot ce știu tu la asta, să faci mai bine pentru a deveni acea mască. Și bine, asta am făcut eu. Și vreau să vă spun și ca să vă faceți o idee despre cât de popular am reușit să devin plâng pe această mască, închipuiți-vă că în clasa 8-a urcam scările până la primul palier, nu remarca nimeni prezența mea, poate nici eu nu remarcam prezența mea. Ei bine, reveniți în clasa 9-a, în care după câteva luni de școală, în momentul în care intram în liceu și urcam până la palier, de mai pe cu toată lumea. Închipuiți-vă că cunoșteam aproape pe toți și nu numai asta, vă cunoșteați și voi pe mine și îmi cunoșteați numele. Dar puteam palma cu fiecare în timp ce urcam pe scări. Asta e o poveste emoționată pentru mine, pentru că este și adevărată și e o realizare pe care nu mi-am închipuit că o pot atinge. Și dacă aș opri povestea aici, câți dintre voi ați fi de acord că asta ar fi o poveste de succes? Bravo, am reușit. Dacă aș opri povestea aici. E bine, povestea nu se oprește aici. Pentru că masca despre care au discutat foarte mult în seara asta a persistat. Mi-a plăcut așa de mult încât în curând aș mai trebuie să mă prefac că sunt băiatul popular pe care am vrut să îl imit și pur și simplu devenise natural să fiu popular, devenise natural să am atenția tuturor și am devenit dependent de atenția tuturor. Așa cum sunt și puțin dependent și am emoții, tocmai pentru că vreau atenția noastră și gândul că ați putea să nu uitați, vă deranjează. Dar trecând peste asta, vreau să vă spun că masca se mi-a dus mai bine în afară de un singur lucru. Are o singură mare durere care a venit cu ea
Și ăsta este motivul pentru care vă spun povestea mea. Durerea este că am ajuns să asociez atenția oamenilor cu iubirea lor. Și am ajuns la concluzia că am 23 de ani și în momentul de față simt că atenția voastră este iubirea pe care mi-o dați mie și că dacă eu nu sunt această persoană Armand pe care am creat-o, voi nu o să mai fiți pentru mine, pentru ce sunt eu. Băiatul acela din interviu. Și asta cred că este problema cea mai mare. Dar, din fericire pentru mine, am găsit o soluție. Și aici aș avea nevoie de ajutorul vostru să mă încurajați puțin. Știți povestea cu bubnița care era pe cracă cum o facem să zboare? Ideea mi-a tracat în strop. Uite că se și desprac. Sper că nu sunt copii nici în sală. Hai că le sunt cu ochii ațintiți. Și băieți. Și atunci, care au fost pașii prin care am trecut, pentru că îmi doresc să vedeți ce a fost în capul meu. În primul rând mi-am dorit, a fost dorința de a vă spune cu adevărat povestea mea și de a ieși din dulap. În al doilea rând a fost motivația și motivația mea a fost prea oată de la cineva, dar o să o folosesc mult mai motivul pentru care am venit în fața voastră este pentru că mi-am dat seama că dacă iubirea este ceea ce am în mine și iubirea este ceea ce îmi doresc, poate pot să dau iubire. Și dacă eu reușesc să îmi frica asta din mine și să vin în fața voastră, siguranță și pe puteți să învingeți orice altă frică. Nu va fi la fel de groaznică asta. Și în ultimul rând, acțiunea. Tăiați-vă craca, veniți în față și faceți cel mai nebunesc lucru și Doamne ajută să reușim toți. Mulțumesc!